doamna asistent, sunteți prima care s-a vaccinat la spitalul Mioveni. Cum v-a simțit? Da, într-adevăr, sunt prima persoană care m-am vaccinat astăzi la Mioveni. Ne bucurăm din suflet că am avut acest prilej. Mulțumim din suflet conducerii spitalului că avem și noi posibilitatea să ne vaccinăm. Ținând cont de faptul că am trecut atâtea luni de zile prin multe problemuțe, am văzut fel și fel de oameni suferind, am hotărât și am ținut neapărat să ne vaccinăm. Cu ocazia asta țin neapărat să spun oamenilor, locuitorilor, să se vaccineze. Este un lucru extraordinar. Poate ne ajută pe viitor să fim mai sănătoși. Un om sănătos este un om mai fericit. A început campania de vaccinare la nivelul Spitalului Orășenesc Mioveni pentru personalul medical și auxiliar. Sunt programați astăzi 96 de persoane. Această vaccinare este o speranță pentru a ne putea întoarce la o viață normală. Vaccinarea este voluntară, nu este obligatorie și important este că există acest vaccin. Eu cred în vaccinare, dar vaccinarea este voluntară și este foarte bine că acest vaccin a ajuns și la noi și probabil că este elementul decisiv pentru a reduce efectele pandemiei. Domnule doctor, cum a debutat campania de vaccinare de la Mioveni? Vreau să vă spun că centrul de vaccinare de la Spitalul Județean Argeș-Pitești s-a organizat cu o echipă mobilă și am venit pentru personalul de la Mioveni să facem această vaccinare, fiind un număr de 100 de persoane, 100 de colegi, da? Și din alt oraș. Pentru celelalte unități arondate centrului de vaccinare din Pitești, personalul va veni la noi la centrul de vaccinare. Colegii s-au prezentat, este dorință și recomand tuturor vaccinarea. Este singura metodă deocamdată să luptăm împotriva acestei boli care nu are tratament. Da? Și atunci dacă avem această oportunitate să ne putem vaccina, trebuie făcut. Noi suntem exemplu pentru populația care va urma. Astăzi a fost prima zi de vaccinare la Spitalul Orășenesc Mioveni. Știu că peste 60% din cadrele medicale doresc vaccinarea. Cred că este un lucru bun. Cred că trebuia mai de mult și în paralel pregătim și centru de vaccinare pentru populație care din discuția de aseară cu prefectul de Argeș și cred că va începe undeva pe 15-20 ianuarie, se decalează față de luna februarie, unde avem peste 2600 de persoane în prima tranșă, persoane sărite de 60 de ani și mai avem încă 10 localități arondate la centrul de vaccinare din Mioveni. Pentru spital și în special pentru cei care lucrează în COVID și nu numai, și în Spitalul Verde, eu zic că este un lucru benefic. Știu că nu au fost probleme, nu au fost reacții și le urez sănătate și le recomand tuturor cadrelor medicale și personalul auxiliar din spital să facă acest vaccin și prima etapă și etapa 2 pentru a se imuniza și vă dați seama că sunt salariații care sunt în contact direct cu pacientul, pacient care nu știu dacă au COVID sau nu au COVID. Trendul este bun la ora actuală în orașul Mioveni. Ieri eram la 1,40 la 1000 de locuitori incidența. Locuitorii din Mioveni sunt siguri că au respectat distanțarea socială și normele de protecție. Să sperăm că nu vor fi probleme în perioada următoare.